Biroul teritorial al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, dezaprobă public modul de acțiune al Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl consideră umilitor și pe care îl numesc metoda cârpeala. Din datele IPJ Constanța au fost primite veste anti-înjunghiere pentru aproximativ 10-15% din efectivele operative. Pentru polițiști, aceasta reprezintă o altă picătură care se adaugă deja prea plinului pahar încărcat cu dezamăgiri. Bătaie de joc la adresa polițiștilor operativi. Pe această cale adresăm public doamnei ministru Carmen Dan următoarele întrebări. Care sunt criteriile, dacă ar putea exista așa ceva, în baza cărora un polițist poate fi selectat pentru a primi o vestă anti-înjunghiere? Care sunt criteriile în baza cărora un polițist este selectat pentru a nu primi o vestă anti-înjunghiere? Efectele unei astfel de atitudini ar putea fi următoarele. Polițistul care are vesta în dotare sunt sacrificat și trimis la intervenție ca porcul la tăiere, având în vedere că celălalt coleg nu are vesta. Concluzii, confort psihic diminuat, relație tensionată cu șefii și colegul care, neavând vesta, va evita să se expună la un eventual măcel. Polițistul care nu are vesta sunt sacrificat și trimis la intervenție ca porcul la tăiere, având în vedere că nu am vesta. Concluzii, confort psihic diminuat, relație tensionată cu șefii și colegul care a primit vesta, acest coleg va avea, cel mai probabil, pretenția ca celălalt coleg care are vesta să se expună la un eventual măcel. În concluzie, aceștia își exprimă durere în câteva cuvinte foarte grăitoare. Nu erau de ajuns discrepanțele și problemele create de salarizare? Ați mai creat o problemă care ține de viață și moarte. Recomandarea pe care SNPPCBT-IPJ Constanța îl transmite către toți polițiștii operativi este să dea dovadă de unitate, umanitate și loialitate reciprocă între ei. Ori primim toți veste, ori niciunul.